Tu stai extaz, agonie și apoi așa extaz la final. Greu de tot, chiar. Da. Ei, pentru fiecare punct trebuie să trecem printr-o stare. Bine e că la sfârșit am reușit să obținem cele trei puncte. Nu ne-am mai bucurat de mult în campionat și era nevoie. V-am zis că am început un alt campionat unde jocurile sunt foarte echilibrate. Dacă vă uitați la toate jocurile din... În afară, bun, exceptând noi la Dinamo, da? Și acolo până la un moment dat a fost destul de echilibrat, însă eu zic că sunt două echipe în play-out care sunt finaliste, care își dispută locul 7-8, Dinamo cu Botoșan. Restul ne vom bate pentru orice punct, pentru orice victorie și situația este foarte, foarte complicată. Și astăzi e doar o bătălie, nu s-a întâmplat absolut nimic. E drept că nu putem fi ipocriți să nu ne gândim că n-am mai câștigat de mult și acest lucru chiar că ne dă o stare de bine. Însă trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. După victoria cu Astra, acea pauză de 10 zile nu a fost benefică. Acum să sperăm că, și acum le-am zis de fiecare dată jucătorilor, că parcă poporul nostru din înfrângere învață mai ușor. S-a văzut astăzi o altă atitudine, o altă stare, o altă determinare, însă s-a mai văzut și că avem încă ușurință de a trata situațiile importante și la locul pe care îl ocupăm, la situația în care ne aflăm, trebuie să fim mult mai responsabili.